Și propun să mergem în felul dat. Cred că oricine se simte potrivit să intervină la un moment dat, cred că e așa. Exact. Așa aș fi copus. Scoate. Da, da, da. Nu este prezentat și dacă ceva, după asta cred că dacă să fie întrebări. Bine. Nu știu dacă noi să trebuia să mai adăugăm ceva. Putem pe parcursul, dacă ceva ne mai notăm și... Putem să intervenim deja după. Am înțeles. Bun, se poate. Propunem să începem. Și dacă sunteți pregătiți, dați un semnal. Da. Bună ziua! Eu mă numesc Constantin Borosan, sunt secretar de stat la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Astăzi propunem să prezentăm rezultatele activității Comisiei de Expertiză instituită conform hotărârii Agenției Proprietății Publice privind elucidarea cauzelor care au dus la oprirea avariată a blocului energetic numărul 3 la termoelectrică. Eu sunt de asemenea parte a comisiei, am efectuat și anumite activități administrative de organizare a activității comisiei și împreună la masă sunt de asemenea membrii comisiei. Comisia a fost instituită prin hotărârea APP, Agenției Proprietății Publice, care este unicul asociat sau fondator al întreprinderii Termoelectrica. Prin această hotărâre a fost instituită componența nominală a membrilor comisiei, a fost formulată sarcina comisiei, care sună în felul următor. Comisia va cerceta incidentul produs și va prezenta Agenției Proprietății Publice concluziile determinate pe cauzele ce au dus la oprirea avariată a blocului energetic numărul 3 la CET Sursa 1. Și altă prevedere că Termoelectrica va asigura accesul pentru membrii comisiei la locul producerii incidentului, accesul la informații și altele. Amintim că la data de 10 noiembrie 2022, urmare a reparații efectuate la blocul energetic numărul 3, a fost pus în funcțiune, blocul urmând să funcționeze în regim de testare timp de 72 de ore, însă, după câteva ore după pornire, la data de 11 noiembrie, ora 1:46, a avut loc oprirea avariată și deconectarea lui de la rețea. În activitatea comisiei a fost generat un raport. Credem că este potrivit el să fie public, să fie publicat, ca toată societatea să aibă acces la acesta. Raportul este structurat în 14 compartimente care descrie, pornind de la organizarea activității comisiei, noțiuni specifice utilizate în raport, lucrările care au avut loc de reparație la blocul energetic 3, reglementarea cerințelor tehnice, cum trebuie să aibă loc aceste lucrări, descrierea incidentului tehnologic, istoricul accidentelor la blocurile energetice exploatate de Termoelectrica, istoricul accidentelor la alte generatoare de acest tip din alte țări, construcția generatorului, ipotezele probabile și ipoteza de bază identificată de către comisie, precum și concluziile și recomandările formulate în contextul activității comisiei. Deci, modul cum s-a desfășurat activitatea comisiei. Hotărârea Agenției Proprietății Publice a fost emisă la data de 1 decembrie. În data de 3 decembrie a fost prima întrunire la Termoelectrica. În total au fost 5 întruniri, 3, 7, 19 decembrie și 23 și 27 ianuarie. Deci, din componența comisiei fac parte profesori din cadrul Universității Tehnice a Moldovei, Universitatea Politehnică București, reprezentanți ai societății civile, CET Nord,
MIDR, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, subsemnatul și Agenția Proprietății Publice. De asemenea, la ședințele comisiei au participat în calitate de observatori reprezentanții ANRE și SIS. De asemenea, în cadrul comisiei am formulat invitații către Procuratura Anticorupție și Centrul Național Anticorupție, dar nu au delegat reprezentanți. Deci, schimbul de informații în activitatea comisiei, deci accesul la informații, a fost organizat în baza unui cloud securizat, unde toți membrii comisiei au avut, doar membrii comisiei au avut acces la această informație. Deci, ceea ce privește deci, lucrările la blocul energetic numărul 3, care au fost inițiate în această primăvară, și corelația lor cu incidentul care a avut loc. Deci, la sfârșitul lunii aprilie, 29 aprilie, deci noi am făcut cunoștință că a fost elaborat un caiet de sarcini de către Comisia de Achiziție Termoelectrică pentru efectuarea reparațiilor la blocul energetic numărul 3 și pe data de 3 mai a fost lansată achiziția propriu-zisă pe platforma publică achiziții.media. Deci, această lucrare prevede inclusiv reparația capitală a generatorului. Trebuie să menționăm aici și să facem conexiunea cu faptul că aceste lucrări sau reparația capitală a blocului energetic numărul 3 a fost parte a proiectului îmbunătățirii eficienței energetice a sistemului de alimentare centralizată cu energie termică în municipiul Chișinău, finanțat cu suportul Băncii Mondiale, însă acest pachet sau această achiziție a fost anulată în martie anul 2022. Deci este subiectul legat de întreprinderea silovăi mașini care este sub sancțiunile internaționale. Și respectiv este un aspect care deci, a afectat desfășurarea lucrărilor de reparație la blocul energetic numărul 3. Respectiv, în acest context, având în vedere că acest pachet de achiziții, de lucrări, a fost anulat, a apărut necesitatea de a face aceste lucrări din alte surse. Aceste surse... deci din investiția termoelectrică. Un aspect important de subliniat este în contextul în care ne aflăm în criza energetică, acces limitat la gaze naturale și incertitudinea care persista și încă persistă în continuare, dar persista anul trecut și pregătirea de sezonul de încălzire, inclusiv planurile de a substitui, de a reduce impactul deci, privind utilizarea gaze naturale și utilizarea combustibilor alternativi, termoelectrică, sursa numărul 1 este unica centrală electrică din țară care are capacitatea să funcționeze pe bază de păcuri. Un element important, necesar înaintea sezonului de încălzire. Am aflat că deci urmarea licitației lansate la data de 3 mai grupul de lucru a termoelectrică a recepționat 3 oferte de la 3 agenți economici privind reparația blocului energetic numărul 3, însă toate au fost respinse deci, ca fiind neconforme. În baza argumentului că la etapa de clarificare, de precizare a ofertelor, toți ofertanții au efectuat modificări a ofertei. În timp ce legea privind achizițiile în sectoarele energetice, apei și transporturilor, serviciilor poștale, în articolul 75 precizează că la etapa examinării, evaluării și comparării ofertelor, entitatea contractantă are dreptul să solicite ofertantului doar explicații scrise asupra ofertei sale, cu condiția că explicațiile scrise nu modifică oferta. În acest context,
grupul de lucru de achiziție a Termoelectrică a anulat această procedură de achiziție la data de 22 iunie 2022. Deci, respectiv, până la începerea sezonului de încălzire, practic, au rămas 2 luni și jumătate, în timp ce pentru timpul dedicat sau necesar pentru executarea acestor lucrări este de 4 luni și jumătate. În acest context am aflat că deci grupul de achiziție termoelectrică a făcut uz de legea privind achizițiile în domeniile energeticii, apei și serviciilor poștale, articolul 40, care spune că entitatea contractantă poate utiliza procedura de negociere fără publicare, prealabil la unui anunț de participare, în următoarele cazuri. Într-o măsură strict necesară din motive de maximă urgență, ca urmare a unor evenimente imprevizibile pentru entitatea contractantă în cauză. Deci, nu se pot respecta termenele pentru procedura licitației deschise, licitație restrânsă și de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare. În acest context, la data de 22 iunie, în intervalul 16.49-17.00, Termoelectrica a expediat în adresa 6 companii invitații de participare fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în vederea prezentării ofertelor, cu termenul limită 24 iunie, ora 9, ca rezultat fiind recepționate 2 oferte comerciale. În baza ofertei sau urmare ofertei prezentate a fost încheiat contract cu compania Horus. De menționat că această procedură de achiziție a fost contestată la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor de către compania Turbo Energy Power, iar Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor a emis 2 decizii, ambele fiind, deci, contestațiile fiind respinse. În ceea ce privește reglementarea cerințele tehnice privind lucrările de reparație capitală, cum trebuie să fie efectuate lucrări la generator, unde ele sunt descrise, care document reglementează această activitate. În țara noastră, trebuie să spunem că nu sunt documente naționale aprobate de autoritățile naționale care să descrie acest proces. Și în mai multe domenii, dar în mod special domeniile tehnice, energetic, se ghidează astăzi de documente normative aprobate încă în fosta Uniune Sovietică. În cazul particular dat, 2 normative care se numesc turbogeneratori serie TVF, grupăvâie tehnicești uslovii na capitalnui remont și documentul rucavostva pe capitalnui remontul turbogeneratorul TVF reprezintă acele normativi tehnici de care trebuie să se ghideze entitatea care efectuează reparații la generator. Aceste documente normative fac parte a documentației de licitații plasate pe pagina web-achiziții.md. Am avut acces la aceasta și ne-am convins de aceasta. Cu referință la modalitatea precisă, cum trebuie să fie efectuată reparația la generatorul electric. Este un singur punct care, în acest normativ, care sună în felul următor. În limba română, dacă îl traducem. Se efectuează testarea sub presiunea de 0,25 MPa pentru a depista scurgerile. Deci, aceasta este procedura care... Cum se verifică starea sau etanșietatea generatorului, sistemul de răcire a generatorului. Da, în limba rusă, через предварительно отремонтированный осушитель подать в турбогенератор сухой сжатый воздух и хладон. Поднять давление до 0,25 мегапаскаль.
control masteră. Documentul normativ, deci turbogenerator serii TVF, grupăvâi tehnici și на капитан ремонт, de asemenea precizează deci, modalitatea de verificare a etanșietății, însă fără specifica proceduri de înlăturare în mod detaliat. Cu referință la descrierea incidentului tehnologic, merită să menționăm că deci, până la deconectarea de la sistemul energetic a generatorului electric, au funcționat trei protecții până generatorul a fost deconectat definitiv, începând cu ora 00:25 până la ora 1:46, când a fost luată decizia de către personalul operativ de a deconecta generatorul. În conformitate cu regulamentul privind dirijarea prin dispecerat a sistemului electroenergetic, aprobat prin hotărârea ANRE 316 din 2018, personalul operativ al termoelectrică a informat operatorul de transport și de sistem Moldelectrica și conducerea întreprinderii despre incident. De menționat că toate blocurile energetice la termoelectrică, toate de-a lungul istoriei, de când a fost pusă în funcțiune centrală, au avut incidente. Fiecare bloc cu peste 300 de opriri de avarii. Și în fiecare an aceste avarii se întâmplă. Acum, este un element de durată de viață a generatorului electric. Producătorul, deci generatorului, conform pașaportului, menționează că durata de viață a turbinei este 220.000 de ore sau 600 de porniri. Blocul energetic numărul 1, care a fost modernizat, a funcționat, sau la moment are o durată de viață de 235.000 ore, adică deja depășită durata de viață normată, însă a fost extinsă durata de viață acestuia cu 50.000 de ore urmare a renovării. Blocul energetic 2, deci are durata de viață sau de exploatare 221.000 ore, adică peste durata conform pașaportului tehnic, iar blocul energetic numărul 3, 219.000 ore, adică aproape de sfârșitul perioadei de exploatare. Cu referință la construcția generatorului. Deci, în imaginea din stânga este vederea laterală a generatorului electric, unde pot fi observate, important să subliniem, răcitoarele cu hidrogen, 6 răcitoare cu hidrogen. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da, iată, dacă mouse-ul se vede, atunci luăm un laser. Așa. Deci, iată, acesta este un, deci 6 răcitoare cu hidrogen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, al 6-le nu se vede. Hidrogenul răcește corpul generatorului. Hidrogenul este agent de răcire care, deci generatorul fiind în funcțiune, trebuie să fie răcit. Hidrogenul răcește corpul generatorului, înfășurările generatorului, iar hidrogenul la rândul său este răcit de apă, agent de răcire apă. Respectiv, deci schimbătoarele de căldură pe suprafața pe suprafața statorului generatorului sau în corpul statorului generatorului sunt conectate deci în partea aceasta nu se vede cu conducte de apă, iată aici se vede în interiorul generatorului deja, care sunt conectate cu aceste schimbătoare de căldură și preiau căldura de la hidrogen.
Da, de menționat aici, deci generator ТВФ ce înseamnă? Asta înseamnă turbogenerator с форсированным водородным охлаждением 120, это самая капацитация луи номинала 120 мегаватт. În cadrul activității comisiei am avut acces și am făcut cunoștință cu un articol intitulat «Причины последствий аварии отказов турбогенераторов», care a analizat avariile întâmplate la centrale termoelectrice, centrale electrice termoficare în perioada 2001-2005, 576 de cazuri. O concluzie a acestui articol este că peste 10% din avarii au fost din cauza sau din cauza sistemului de răcire. Iarăși, în baza informațiilor deci, care am avut acces de la uzina producătoare, am aflat că răspândirea acestui tip de generator TVF-120 este la centralele electrice din Federația Rusă, din Kazahstan, România, Ungaria, Letonia, Belarus, Ucraina, Lituania. Cunoscând deci, despre aceasta, ne-am adresat la fie autoritățile din aceste state, fie la centralele electrice din aceste state, ca să partajeze informația cu noi, cu Comisia, dacă au existat de asemenea accidente la sistemul de răcire a unui generator de acest tip. Am fost informați, deci în particular compania Elcen, electrocentrale din România, electrocentrale București, are în exploatare, de la punerea în funcțiune aceste centrale, 4 generatoare au fost de acest tip, TVF, deci 2 generatoare TVF 60 și 2 TVF 100. Astăzi sunt exploatate încă la blocul energetic 3 și 4 la CET București TVF 100. Însă, deci incidente de acest fel nu au fost raportate de către centrala electrică de la București. În schimb, urmarea comunicării cu colegii din Letonia, la centrala, la CET din Riga, deci am aflat că au existat dificultăți, au existat incidente la ceea ce privește sistemul de răcire a generatorului și în acest sens Latvinergo din Riga a anunțat că la acea etapă s-a luat decizia de a scoate sistemul de răcire cu apă în afara generatorului. Deci putem urmări pe suprafața generatorului conductele sistemului de răcire, iată acestea, sunt cu apă, care în această situație nu sunt prin interiorul generatorului, dar în exteriorul generatorului, care se conectează cu răcitoarele sau schimbătoarele de căldură cu hidrogen. Da, acestea sunt părăvile care le-am obținut la colegii din Letonia. În mod similar, colegii din Lituania, de la compania din Kaunas, compania de termoficare din Kaunas, de asemenea au raportat că au avut incidente cu generator de acest tip, TVF-120, și când aceasta s-a întâmplat, s-a luat decizie de a scoate sistemul de răcire cu apă în afara generatorului. Deci, imaginele care le-am recepționat, deci, iată, acele răcitoare, 6 răcitoare cu hidrogen care sunt, conductele sunt conectate prin exterior. Ipotezele probabile care au fost discutate, identificate în cadrul comisiei. Deci, membrii comisiei externe de expertiză, în cadrul ședințelor desfășurate, au stabilit că apariția microfisurilor conductelor sistemului de circulație lichidului de răcire a avut loc în zona conexiunii conductei cu corpul generatorului. Durata de exploatare a generatorului
important de subliniat, durata de exploatare a generatorului, concret de la blocul energetic 3, depășește astăzi deja cu 17 ani perioada maximă recomandată de producător. În mod similar și celelalte generatoare. Pornind de la această constatare, au fost conturate ipotezele privind posibilele cauze ale producerii incidentului. Deci, care sunt ele? Microfisuri în materialul corpului statorului, microfisuri de ordinul 0,05 500 mm în vicinătatea cordonului de sudură, cauzate de solicitări variabile, repetate și coroziune electrochimică în contactul oțel carbon-inox al cordonului de sudură. Altă ipoteză, acționarea sarcinilor mecanice asupra generatorului, vibrații și rezonanță mecanică, dat fiind faptul că generatorul se afla la câteva ore în regim de pornire și încă nu a ajuns la regimul său nominal. Altă ipoteză, impactul îmbinării prin sudare cu arc electric a conductei sistemului de răcire cu corpul generatorului, dat fiind faptul că sudarea cauzează tensiuni și deformații în structura metalelor. Altă probabilă ipoteză, influența hidrogenului asupra proprietăților chimice și mecanice ale metalului statorului în locul contactului cu conducta sistemului de răcire. La generatoarele tip TVF, agentul de răcire, cum am menționat anterior, este hidrogenul, care la rândul său este răcit cu agent de răcire apă. Din aceste patru ipoteze, deci am formulat o ipoteză de bază, care credem că aceasta este cea mai probabilă. Analizând informațiile care am avut acces, inclusiv vizita la fața locului atunci când generatorul a fost dezasamblat, deci comisia de expertiză a formulat ipoteza de bază, potrivit căreia scurgerile interiorul generatorului au avut loc din cauza formării microfisurilor la punctul de sudare, ca urmare a coroziunii și oboselii metalului la cordoanele de sudură și corpul generatorului. Aici sunt reprezentate două vederi. Vederea laterală a generatorului, unde este reprezentat conductele sistemului de răcire cu apă și joncțiunea lor, conectarea lor cu schimbatoarele de căldură cu hidrogen, și aceasta este vederea laterală, unde se văd acele 6 schimbatoare de căldură cu hidrogen și iar joncțiunea conductelor de apă cu schimbatoare de căldură cu hidrogen. Și sunt marcate cu cifre romane de la 1 la 3 locul unde au fost identificate scurgeri. Fotografiile și schematic cum aceasta este reprezentat. Deci conducta sistemului de răcire cu apă, iată această reprezentare schematică, este sudată, este încastrată, îmbinată cu corpul generatorului, cu statorul generatorului. O particularitate este că ambele, deci sunt diferite materiale. Dacă conducta este din oțel, de un tip, oțel inox, atunci corpul generatorului este din oțel de construcții. Deci, ceea ce înseamnă deja diferite tipuri de materiale. Și există un deci locul de îmbinare este o sudură cu arc electric, admitem, poate fi admis că la etapa de exploatare a generatorului a fost spațiu între, deci a fost creat un spațiu, s-a produs în spațiu inclusiv între conducte și corpul generatorului și deci vibrațiile, acționările mecanice au generat în acest loc, unii sudura, cordonul de sudură, microfisuri. Fotografiile, deci iată aici este conducta, sistemul de răcire, aici este corpul generatorului. Și aceasta este, deci, vederea din partea deja opusă. Concluzii. Deci, trebuie să menționăm.
Durata de viață a generatorului electric conform uzinii producătoare este de 25 de ani. Generatoarele la CET2 au fost puse în funcțiune în anul 1980. Degrabă ne apropiem la a doua durată de viață a lor. Alt element este că o informație care am aflat în activitatea comisiei este că toate turbogeneratoarele de model TVF-120, anume TVF-120, aflate în exploatare în Rusia, număr de 43 de unități, au fost supuse modernizării și, de fapt, aceasta am văzut din fotografiile care sunt în Letonia, Lituania. Deci, au fost supuse modernizării, ce denotă faptul că au existat, credem că au existat anumite neconformități stabilite în procesul lor de utilizare. Spre deosebire de cele de tip TVF-63 sau TVF-100, deci alte din serie TVF. Printre altele, la centrala termoelectrică moldovenească în Gres, de asemenea, este instalat generator tip TVF, TVF-63. Noi ne-am adresat, am solicitat informații prin istoricul accidentelor, însă, deci am fost informați că nu au avut loc asemenea incidente. Alte concluzii. În Letonia, Lituania, alte țări, în sistemul de răcire a turbogeneratorului a fost repoziționat în exteriorul turbogeneratorilor din cauza apariției unor fisuri sau netanșietăți. Apariția scurgilor în vicinătatea cordoanelor de sudură dintre conductele de răcire și corpul generator a fost cauzată de coroziunea și oboseala metalului, oțelului carbon, din care este confecționat corpul generatorului și cordoanele de sudură, la care s-a suprapus și alți factori, precum vibrația cauzată de specificul punerii în funcțiune a turbogeneratorului, îndeosebi în regimurile de tranziție, prin rezonanță, în intervalul de putere până la 35 de MW. Recomandări formulate este repoziționarea conductelor sistemului de răcire pentru turbogenerator numărul 3 este o necesitate strictă și obligatorie de realizat. La fel și pentru celelalte generatoare electrice de la blocul numărul 1, blocul 1, numărul 2, aceste lucrări trebuie să fie efectuate, incluse în următoarele lucrări de reparație. Alte recomandări. De întreprins acțiuni privind modificarea cadrului normativ existent în vederea actualizării exigențelor actuale privind exploatarea utilajului și cercetarea incidentelor și avariilor în sectorul energetic. De asemenea, la aspectul de informare a autorităților. Altă recomandare. Este necesară prelungirea resursei sau perioadei de exploatare a utilajului existent până la realizarea lucrărilor de construcție a unui nou CET pe tehnologii noi. Trebuie să fim conștienți că o centrală electrică nouă, construcția unei centrale electrice noi, durează cel puțin 4-5 ani. În această perioadă, alte surse de generare la noi în țară decât cele existente nu vor fi. Aceasta a fost prezentarea sau slide-ul care le-am pregătit. Vă mulțumim pentru atenție. Credem că este potrivit, dacă sunt întrebări, precizări, către toți cei prezenți aici, membrii comisiei, să folosim această ocazie. Să fac un rezumat la ce s-a spus. Bună ziua tuturor, îmi spune Sergiu Pofilat. Eu am să încerc să fac un rezumat și cu expresii mai clare ce s-a întâmplat și pentru ce noi ne-am adunat astăzi aici. Vara, la termoelectrica, la CET2, cel mai mare CET care noi îl avem în țară, a fost făcută reparația blocului energetic. E acolo au 3 blocuri energetice și câte 80 de MW. Deci s-a reparat unul dintre ele. În noiembrie s-a început testarea. Deci după ce faci reparații, trebuie să faci testarea. Timp de 72 de ore. Așa. În primele ore după testare, generatorul s-a oprit. S-a pornit automatica și deci s-a întâmplat acolo un incident și generatorul s-a oprit. Sistemele automate au oprit generatorul să nu se distrugă. Noi am investigat care a fost cauza, ce s-a întâmplat, de ce acest generator s-a oprit și cine se face responsabil de chestia asta. Am pornit de la, ca să nu inventăm bicicleta,
Am pornit de la cele mai eficiente metode de investigare la astfel de incidente. Este la pe National Geographic, cine e amator. Este un serial, se numește Răsledvanie aviacatastrof. Acolo ei, comisiile astea de anchetă, ele se uită la trei aspecte. Ce prevede producătorul, ce trebuie să faci? Care sunt etapele, care sunt normativele în baza la ce tu repari utilajul aeronava sau de generator. Prima, deci ce privăd protocoalele, doi, ce a făcut antreprenorul și trei, dar poate și protocoalele sunt bune și tot a fost făcut, dar e problema în calitatea materialului folosit. Iată, noi am încercat să vedem care este problema. Domnul secretar a arătat extrasele prin screen-urile din două normative ale producătorului, deci când te apuci să faci reparația, nu faci de capul tău. Este producătorul din Federația Rusă și el are normativele de care te conduce. Deci caietul de sarcini s-a făcut doar în baza la normativele, iată, acestea încă de pe de 40 de ani urmă. Așa. Deci în normative este prezentat foarte vag descris ce s-a întâmplat. Dar am să revin un pic, am să fac o paranteză legat de incidentul propriu-zis. Deci noi avem generatorul, el este răcit cu hidrogen, deci are un înveliș de hidrogen, dar ca să scoți căldură din trânsul sunt niște conducte de apă. 6 bucăți, 6 conducte care traversează și transmit, hidrogenul transmite căldură la apă. Iată, în punctul de sudare la conductele astea, când trece apa, în punctul de sudare a lor, de corpul generatorului, pe acolo sunt scurgeri. Este imaginea 30, slide-ul 30. Așa, iată aici. Vedem schematic reprezentat cum vine conducta de apă și cu hașurat. Așa, asta e corpul generatorului. Ele sunt din metale diferite și ele se sudează. Incidentul a constat în aceea că în etapa de testare, prin trei puncte diferite, s-a scurs în jur de 800 de mililitri de apă, aproape un litru de apă, timp de o oră. Întrebarea era cât trebuie să fie fisura ceia în metal ca prin trânsa să se scurgă, iată, prin trei puncte diferite, 800 de mililitri timp de o oră. Dimensiunea fisurii trebuie să fie 0,3 și 0,5 mm. Cu ochiul liber, nici cu lupa, nu prea ai șansă să o vezi. Dacă să faci careva testări mai sofisticate, cu utilaj mai performant, acolo nu prea ai cum să te vâri, n-ai cum să accesezi. Noi am formulat câteva ipoteze să înțelegem ce s-a întâmplat. În ceea ce se privește, iată, standardele cele sovietice, în baza la care se fac lucrările de reparații, ele spun ustrăniți, ustrăniți înseamnă a elimina, a exclude defectul, ce înseamnă, cum asta se face, nu e scris absolut nimic concret. Și doi, după ce se face reparația, ce înseamnă ustrăniți, nu e clar, se face testarea la sistemul ăsta de răcire. Și se face sub presiune de 5 atmosfere, timp de 30 de minute sau 2 ore, eu nu țin minte, acum sumam, 30 de minute. Deci se testează să vadă dacă nu sunt scurgeri în alte părți. Iată, în luna septembrie, când antreprenorul o depistat niște scurgeri la sistemul de răcire, una din acele 6 conducte, se vede așa pe corpul, slide-ul 30, dacă se poate, se vede chiar pe corpul generatorului, urmi cum a curs lichidul. Ei au văzut chestia asta, au sudat, au testat sub presiune, scurgeri nu au fost, au mers mai departe. Deci, problema este într-așa, utilajul ăsta e vechi, la punctele de sudare, se formează microfisuri și pe acolo s-a scurs lichidul de răcire și asta a generat oprirea echipamentului. Ce e de făcut? Deoarece normativele producătorului nu prevăd nimic concret, ne-am adresat la alte centrale care folosesc generatoare similare. Să înțelegem, ei s-au confruntat cu așa probleme. Ce au făcut ei? Majoritatea au reproiectat sistemul de răcire, au scos conductele cele din interior în exterior. Și asta se vede pe fotografii. Acum, nu poți face lucrul ăsta de capul tău. Trebuie să te adresezi la producător, să ceri să reproiecteze schema, să-ți dea semnătură că da, noi acceptăm, faceți reproiectarea și schimbați sistemul de răcire. Și după ce ai confirmarea înscris că poți face reproiectare, te apuci și faci lucrările. Deci astea sunt lucrări suplimentare care nu intră în caietul de sarcini. Dar aici sunt întrebări către producător. Deci noi am găsit un articol care analizează incidentele similare din 2001-2005 și spune că au mai fost așa incidente, 10% din incidente au loc
din cauza imperfecțiunilor de proiectare la sistemul de răcire. Ce se întâmplă în țările normale? Dacă producătorul vede că aha, este un incident care la mine în normativul tehnic nu e descris, eu actualizez, scriu, schimb instrucția. Ei nu au făcut lucrul ăsta. Și acum se primește că noi, în mod normal, trebuie să schimbăm tehnologia, să trecem pe utilaj nou, să trecem pe utilaj din țări unde lucrul ăsta se respectă, unde au grijă de securitate. Lucrul ăsta nu poți să-l faci peste noapte, să construiești un cet nou, îți trebuie 4-5 ani de zile. Deci, până când noi vom reuși să construim un cet nou, utilajul ăsta trebuie reparat, să nu rămâne fără căldură la iarnă. Cam asta e, pe scurt. Eu nu cred că o să mai adaug ceva. Hai să mai vin întrebări și dacă o să apară pe parcurs necesitate, atunci mai desfășurăm niște subiecte. Pot profesor. Da, eu trebuie să întreb ce urmează pentru ca să înceapă repoziționarea de conducte. Ai spus că ne trebuie acceptul producătorului. Cum îl obținem sau cum facem? Bună ziua! Alexandru Lupan, directorul tehnic. Pentru a nu tergiversa și nu a pierde timpul, din momentul apariției fisurilor și începerea remedierii propriu-zis a barierei, deci noi am contactat producătorul, am primit schița de proiect. Am executat la 90% toate lucrările de repozare. Deci, de fapt, repozarea la turbogeneratorul, la generatorul numărul 3, la sursa 1, lucrările sunt efectuate. Suntem la etapa de obținere a coordonării propriu-zis a proiectului, care ne va permite, conform normei tehnice, punerea lui în funcțiune. Repozarea este fizic deja executată. Suntem la etapa de o formare la tot ce documente, conformitate cu cadrul normativ. Deci, deul lucrării s-a ocupat compania Horus împreună cu producătorul. Și cam cât v-a costat și cât ne-a costat reparația generatorului? Pentru că se înțeleg, acum și ce urmează? Deci nu. Generatorul nu este pus în funcțiune, deci lucrările de repozare sunt circa la 1.600.000 de lei. Din contul termoelectric? Și așa cum a fost menționat de către membrii comisiei, deci acestea sunt lucrări care nu au fost prevăzute și ele sunt din contul întreprinderii termoelectrice. Dar cine până la urmă se face responsabil de apariția acestei fisuri în această țară? Sau este doar din cauza că utilajul este vechi? Utilajul și-a depășit termenul de exploatare 17 ani. Cum a fost menționat de către membrii comisiei și în concluzie, deci foarte clar spus care sunt motivele apariției fisurilor, deci de fapt au apărut fisuri la microfisuri și scurgeri la trei răcitoare. Nu scurgeri acolo, strelinge apa. Nu e scurg așa, ca o jetă, se urmărește pe suprafață metalului. Răsaceva este, cum nu rost. Strelinge apa. Dar aceste fisuri au apărut în urma lucrării de reparații care au fost în urmă, sau ele deja erau, ca să fie clar. Asta a fost ceea ce noi vreau. Lucio profesor la Universitatea Tehnică. Acolo microfisurile astea au apărut timp de mii de ore de funcționare suplimentară. Uzina când produce și livrează utilajul ăsta, e de 25 de ani de funcționare. Chiar și dacă sistemul funcționează, el tot metalul se uzează. Dar aici cred mai mult că l-a funcționat tot timpul ăsta, 25 plus 17. Și atât în timpul ăsta, nu, cum s-a urmărit, dintr-o parte din hidrogen, și metalul sudar. La sudare apar acolo niște tensiuni interioare în metal. În metalul mai slab. Metalul corpul statului mai slab, când e oțel oxidabil, oțel carbon. Și tensiunile astea duc la apariția unor microfisuri, acolo de microni. Și atât hidrogenul
se desprinde din chimie, e cea mai mică moleculă în substanță. Ea pătrunde chiar și prin corpul unui vas de metal. Moleculele este mici. De acord, vedeam că acolo erau niște fisuri la tensiune de la sudare. Și cu timpul a pătruns și oțel neoxidabil, oțel carbon. Conține carbon. Și asta hidrogenul s-a combinat cu carbonul ăsta, s-a făcut metan, CH4, gaz, care a ieșit. Și unde era o moleculă de carbon, acolo a apărut acum o microfisură, o gaură. Și prin s-au unit așa mai multe, timp de 25 de ani, tot asta nu de rezultate negative. Dar dacă s-a lucrat nu 25, dar 42, tot microfisurile astea s-au mărit, astfel că printre s-a început să treacă apa asta, să prelingă. E foarte puțin, de metru cât e acolo a statorului? 18 mm. De metru? Nu, a statorului. Nu, a statorului. Statorului. 2 metri și ceva. 2400 mm, 2 metri și jumătate aproape. Și acolo 6 gaură de astea și în 3 au apărut scurgeri. Și astea, timp de o oră, s-au scurs 800 de mililitri. Și asta de acum a adus la avarie. Că foarte puțin, gaurile sunt foarte mici, microni. Însă, viața și a metalului e de asemenea vulnerabilă ca și a omului. N-ai ce face, numai de schimbat. Și vinoveți, nu știu, jurnaliștii, tu de mă caută cine e vinovat. Deci vinovată e societatea. Că timp de 30 de ani, noi n-am construit nici o electrostanție. Dar de ce n-am construit? Nu, primii ani, din anii 90, la noi era au fost trei departamente de energetică cu dreptul de minister. Pe unul a fost Ministerul Energetic, dar pe unul Ministerul Energetic la unii energetici ăsta, industrii și energetici, dar pe unul târguieri și energetici. Am un departament mic într-un minister foarte mare. Și când erau ministerele, au fost 12 hotărâri de guvern de a începe construcția centralelor electrice în Moldova. La Ungheni, la Căușeni, la Bălți, la Chișinău. La Bucureșteni, plătii. Da, și nici una nu s-a construit. Da, a fost ministerul acela care băte cap când a să construim, lichidat. Și iată care e pricina. Noi avem, nu numai, electric, avem și utilaj care produce energie termică. Închipuiți-vă ce ar fi dacă cazanele ar fi tot așa ieșit din funcție și n-ar fi căldură. Dar asta e. Nu căutați din vreți. Sunt vinovate autoritățile când au investit. Asta e concluzia. Iată, cu asta trebuie să vă ocupați voi. Să impuneți autorităților să investească, nu să investească, să accepte investițiile din exterior. Dacă îmi permiteți, la această etapă aș vrea să intervin un pic, pentru că eu înțeleg că principala întrebare sau una dintre întrebările principale, cine se face responsabil. Și la noi tot a apărut, spunem, una din întrebările principale și asta, spunem, suspiciunile sau cum ar fi, erau legate de faptul că, uitați-vă, s-a reparat în, apropo, dacă vorbim strict și juridic, până acum reparația nu e finalizată. Pentru că compania care a făcut reparația trebuia să dea în exploatare acest bloc, ori darea lui în exploatare presupune că el trebuie scos la parametri nominali, cât e, 80 de megawatts, și să lucreze 72 de ore la acești parametri. Deoarece blocul a ieșit din funcțiune, indiferent că din motivul lor sau nu, el nu a fost pus, nu a ajuns la sarcina nominală, el a ieșit din funcțiune în procesul de punere în funcțiune, el a ieșit din, da, așa. Da. Juridic vorbind, reparația încă nu e finalizată. Dar, acum, dacă să vorbim despre responsabilitate,
Una, un lucru care pe noi ne-a interesat și asta noi am verificat. Dacă locurile la care s-a intervenit în cadrul reparației sunt coincid, corespund cu locurile acolo unde au fost identificate aceste microfisuri și scurgeri, nu coincid. Deci, ca să fie clar. Pentru că asta, da, era una din ipoteze, poate s-au făcut lucrările necalitativ, prostiește, electrou s-au utilizat mașinii care trebuie, adică acolo sunt multe posibilități. Nu, locurile la care au apărut microfisurile, nu se cer. Doi, factorul uman deja la punere în exploatare. Poate atunci când acest echipament a fost pus în exploatare, nu s-au respectat careva norme. Iarăși, documentele și martorii, mărturiile care au fost depuse, sugerează că a fost respectat protocolul, s-au făcut testările la presiunea care trebuie. În cadrul testărilor, apropo, au fost depistate scurgeri, nu acolo unde ulterior s-au identificat. Ele au fost înlăturate în conformitate cu protocolul, însă la punerea în funcțiune au apărut alte 3 microfisuri sau alte 3 locuri din care au avut loc scurgeri. Și asta e, de fapt, o chestie destul de atipică. Pentru că, în primul rând, în câteva locuri și, într-al doilea rând, atunci când se fac testările înainte de punerea în funcțiune, testările se fac la o presiune cam de 2 ori mai mare decât presiunea de lucru. Adică dai presiune mai mare ca să vezi dacă nu curge undeva. Și dacă la presiunea asta s-a testat și scurgeri nu au fost depistate, după aia, în cadrul punerii în funcțiune, au apărut aceste scurgeri în 3 locuri. Deci pentru noi asta e un fel de, da, noi altă ipoteză sau altă explicație a faptului de ce s-ar fi putut întâmpla sau de ce lucrurile ar putea să manifeste așa, nu am găsit decât faptul că, da, a fost o obosire a metalului care în timp dă de știri și la darea în exploatare s-a manifestat. Cam bun, aici aș vrea să mă opresc. Dacă nu este un răspuns simplu sau direct la întrebarea cine e vinovat. Pentru că cine presupune un factor uman? Un om. Deci la moment nu există un om care noi putem spune că da, că uite, el e persoana vinovată. Ceea ce a spus Sergiu, pe de o parte e foarte straniu că producătorul care aceste utilaj masiv, deci s-a pus în funcțiune, a funcționat în multe locuri, nu e un singur loc, nu e Chișinău unic unde există așa echipament. Există un istoric de avarieri. Aceste avarieri au o statistică. Există practica în care spune, uite, în 10% din cazuri aproximativ aceste opriri, avarii au loc din cauza acestui sistem de răcire scurgerilor care apar pe interior. Nu au fost modificate respectivele protocoale de producător și nu au fost pentru utilizare de genul ăsta, spunem, prevăzută obligativitatea sau, da, obligativitatea scoaterii sistemului ăsta de răcire în exterior. Asta a fost o, spunem așa, o găselniță, o soluție care a fost aplicată la câteva echipamente de același fel, dar nu au fost actualizate protocoalele de către producător. Prin urmare, la noi s-a lucrat în baza protocolelor, au apărut iarăși, că statistica lor, ea să mai apară. Încă un incident, tot de la sistemul de răcire. Poate după asta o să-și actualizez protocolele de reparație. Dar o persoană vinovată în Republica Moldova, cel puțin, noi n-am putut să atribuim cuiva responsabilitatea sau vină. Dar constatările în ceea ce privește cerințele tehnice, cadrul normativ de exploatare, dar foarte înainte să se întâmple acest incident. Adică, trebuie să fie înainte să se întâmple acest lucru. Fix. Fix întrebarea asta, noi am formulat-o în cadrul comisiei. Că de ce nu s-a inclus lucrul ăsta în caietul de sarcini? Când faci caietul de sarcini,
te conduci de protocoalele producătorului. Nu poți spui din capul tău ce vrei să faci. Dacă vrei să pui lucrări suplimentare, neapărat trebuie să te adresezi la producător, să le coordonezi, să ai semnătura acceptului, schița proiectului, avizată în modul corespunzător. Deci sunt două normative tehnice în baza cărora s-a făcut caietul de sarcini, ele sunt indicate în caietul de sarcini, ele sunt publice pe site-ul achiziții.md și care participă cunosc tare bine și asta. Pentru că în multe orașe ale lumii sunt echipamente, inclusiv și în România și în țările baltice și în tot locul. Problema este cu producătorul, știind că au mai fost accidente, incidente, deranjamente este similare în alte orașe, nu l-a luat și nu a actualizat. Protocoalele se le spună la toți care sunt clienții lor, voi oameni buni. Uitați-vă, s-au întâmplat așa incidente, când mai faceți lucrări de reparație, atrageți atenția, trebuie să mai faceți și asta, și asta, și asta. Lucrul ăsta nu a fost producătorul nu l-a făcut și când s-a făcut caietul de sarcini, întreprinderea n-are de unde să știe ce lucrări suplimentare să mai pun. Iată. De ce noi în... Exact, da. Ce a fost ales anume acest producător? Dacă în anul vă spun în anul cetul s-a construit în anul 80, acolo sunt 3 blocuri, 78, 79, 80, 76, în anii 76-80 a fost instalat utilajul. Producător spune că eu recomand să le exploatați 25 de ani. Dacă el în 2005 trebuie aruncat la uzat și pus cet nou. Întrebarea e de ce? Începând cu anul 2000-2005, autoritățile nu au găsit timp și bani să facă alt cet. Și noi exploatăm utilajul care încă 17 ani din urmă trebuie trimis la odihna bine meritată. Replanificarea acestui sistem de răcire e evitată. Exact asta e recomandarea care am dat-o noi. Dacă la blocul ăsta s-a întâmplat, da, mergeți și coordonați reproiectare și faceți lucrări de reproiectare. Celelalte două blocuri, când va fi caietul de sarcini pentru modernizarea lor, reparație capitală, neapărat să fie inclus chestia asta. Și aici, probabil, ieri seara, când discutam cu colegi, probabil ar fi util să mai vedem ce alte defecte au mai fost întâmpinate și care nu se regăsesc în normativele tehnice. Da? Probabil, scurgerile sunt un defect care nu e în normativele producătorului. Poate mai sunt și alte defecte și nu ne trezăm că, da, de scurgere am avut grijă, dar mai apare acum altceva și iar trebuie să vedem ce facem cu problema asta. Licitații pentru reproiectarea la sistemul de răcire? Nu? Dar nici n-ai cum. Lucrările nu au fost finalizate. Deci intră da. Asta sunt lucrări suplimentare în cadrul la licitație care a fost desfășurată. Și acum... le asumă termo electrică. Exact. Exact. Pentru că întrebarea cine e vinovat, noi deși tot am pornit. Ok, dacă admitem că vinovat este executorul, tu trebuie să demonstrezi că, uite, dragul meu, în caietul de sarcini e scris că tu trebuie să faci asta, tu n-ai făcut lucrarea asta sau ai făcut-o, dar necalitativ. Acum, dacă caietul de sarcini și normativele tehnice scris în traiurea, tu n-ai cum să înaintezi lui învinuiri. Lucrurile astea nu-i prevăzut. Întrebările sunt către producător, deși el nu o găsă timp să actualizeze normativele. Dar, în general, noi trebuie să ne dezicem de utilajul ăsta, pur și simplu că nu pot să o faci acum peste noapte. Că trebuie să găsim producători care sunt mai responsabili și au grijă să actualizeze protocoalele și normativele imediat când depistează scurgeri. În domeniul aviației, de pildă, e strict. S-a depistat vreo situație nouă, automat se actualizează toate protocoalele de securitate de astea, pentru că nu te joci, e și presiune, și tot sub risc, e viața oamenilor. Dar ce doar o completare, dacă îmi permiteți. Într-adevăr, dacă vorbim de C2, mai avem un C1, de acolo un utilaj general, este din 1951, de 70 de ani. Și toți trebuie să înțelegem că există anumite riscuri. Acum s-a vorbit și aici ce este de făcut și de ce nu s-a făcut sau ce urmează de făcut. Toți cunoașteți, există proiectul piesa C2, sperăm în timp util, vor, se va finaliza licitația și ce ține de C1 și central termocheves, se va demara lucrările pentru construcția unor noi instalații, putere sumară de 55 MW putere electrică.
Aici vorbim de CET1 și centrală termică vest. La CET2, în cadrul proiectului dat, pe parcursul acestui an urmează a fi identificat prestatorul de servicii, va fi elaborat studiul de fezabilitate, care va pune baza și va indica fiecare tehnologie, care puteri instalate și sperăm că de comun acord cu autoritățile, ulterior vor fi identificate mijloace financiare pentru a construi ceva nou, există teritoriu, utilaj nou, astfel ca ulterior, după construcția, peste acei, cei ce s-a menționat 4-5 ani ar fi ideal, de regulă proiectele energetice durează și mai mult, până la 7 ani, dar sperăm că într-un timp util vor fi construite și după aceea deja tot utilajul învechit urmează a fi exclus. Fiindcă toți înțelegem și automobile și alte lucruri au o anumită durată de viață, iar cu expirarea acestei există anumite riscuri de apariție a unor defecțiuni sau neconformități. Dacă îmi permiteți puțin, au fost multe discuții referitor la licitație și la caietul de sarci. Oricine, și acum în prezent și anterior, poate accesa și vedea ce a fost și toată documentația respectivă. În raportul este referință la link-ul respectiv și oricine, cetățean, care are acces la internet, poate să verifice acest caiet de sarci. Cei ce sunt de repoziționare. Într-adevăr, deja din aceasta urmează ca fie la când vom efectua reparația la bloc energetic numărul 2, obligatoriu va fi inclus în caietul de sarcini repoziționarea sistemului de răcire. Iar în cazul în care se va ajunge la o anumită perioadă și la blocul numărul 1, de asemenea, aceste lucrări vor fi incluse. Deja aceasta este o regulă generală. Iată aici, la moment, iată cum este sistemul repozat al sistemului de răcire la acest bloc. Deci tot sunt excluse în exterior. Eu încerc scuze, completare. Este deja blocul nostru, Ozele. Ceea ce e deja executat fizic la generatorul numărul 3. Și nu mai sunt în interiorul turbogenerator. Da. Cât am putut să mai dureze lucrările și când acest bloc ar putea funcționa? Lucrările sunt finalizate. Avem nevoie de coordonarea proiectului de către producător. Asta presupune vizita producătorului la întreprindere, se cheamă șef montajul ăla, supravegherea corectitudinii executării lucrărilor în baza schiței care am primit-o, avizarea, coordonarea proiectului și punerea în funcțiune. Dacă simplific, avem un autovehicul fără de pașaport tehnic care se află la poliție. Până când avem documentul, nu putem să-l pornim. Norma tehnică, hotărârea guvernului, hotărârea Andrei 85, foarte clar prevede. Oricare modificare în constructivul utilajului, obligatoriu trebuie să fie coordonată cu producătorul utilajului. Este o lege care noi avem dreptul să o încălcăm. Dar dacă ne referim la blocul numărul 2, care a fost depălătat săptămâna trecută, cât durează lucrările acolo și dacă puteți să ne spuneți simplu, ce lucrări au loc? Cei care au autovehicul foarte clar știu că odată la, teoretic, 10.000 de kilometri, la stația la autoservice și schimbați uleiurile, plăcuțele, executați un set de măsuri strict necesare, reglementate, care necesită a fi executate. Locul energetic numărul 1 a fost oprit deoarece a avut o durată de, practic, 4 luni de zile fără de oprire. Sunt necesare lucrări de standard în conformitate cu procedurile prescrise în instrucțiunile de exploatare. Lucrările sunt și ultima sută de metri, așa cum am anunțat și autoritățile și operatorul de sistem, preconizând săptămâna viitoare ca să fie pus în funcțiune. Nimic grav, apar defecțiuni care nu pot fi lichidate, înlăturate în momentul când funcționează blocul energetic. Mă refer la blocul energetic numărul 1. Blocul energetic 2 este în funcțiune. Iar blocul energetic numărul 2, atunci când a fost nevoie de data de 18 pentru a fi stopat, de asemenea a fost opinia publică informată, există comunicat de presă și pe perioada de 4 zile au fost înlăturate anumite neconformități, iar după aceea blocul a fost repus în funcțiune. Un aspect aici consider necesar, dumneavoastră ați întrebat despre blocul energetic 2.
de ce a fost oprit. Amintim și a fost, este și în raport, blocul energetic 2 și a depășit perioada de exploatare. Deci, suntem în situația când, deci, funcționarea lui este peste durata de viață. Și anume, lucrările la blocul energetic 2, modernizarea acestuia, a fost partea proiectului, deci proiectul de îmbunătățire a eficienței energetice în sistemul centralizat de încălzire Chișinău, finanțat cu suportul Băncii Mondiale, însă care în martie anul 2022 a fost anulat. Deci a fost, cred că, pe larg mediatizat acest subiect. Da, deci important. Și blocul 2 este această situație cu care trebuia să fie renovat, dar nu a fost. Și iată, suntem în această iarnă, în acest context de criză energetică și din câte vedem această, deci, situație în domeniul energetic continuă să fie una cu impact. Ceea ce este de menționat, că chiar fie deconectarea blocului energetic numărul 1 sau numărul 2, ce ține de aspectul termic, privind aprovizionarea cu energie termică a consumatorilor, deci ei continuu au fost asigurați cu energie termică la parametrii prestabiliți. Eu doresc să beneficiez de ocazie să mulțumesc colegilor, domnului profesor Guțu, domnului Parlicov, domnului Tofilat, colegilor care de la Universitatea Tehnică a Moldovei, care sunt membri comisiei, dar nu au avut posibilitatea să vină aici astăzi, de la Universitatea Politehnică București, de la CET Nord, de la Agenția Proprietății Publice, care din timpul lor, din timpul dumneavoastră, sâmbătă, duminică, seara, au investit timp pentru activitatea comisiei și colegilor de la Termoelectrica pentru faptul că au oferit spațiu, acces la informații pentru activitatea comisiei. Vă mulțumim! Noi de asemenea vă mulțumim și vă dorim o zi frumoasă! Mulțumim, o zi bună!